Ionel Muscalu, purtător de cuvânt al PNL Giurgiu și fost președinte al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă și secretar de stat în Ministerul Muncii, spune că singura concluzie valabilă în urma vizitei efectuate de ministrul Lăzăroiu este aceea că a făcut turism în Spania. Nici autoritățile spaniole și nici Comisia Europeană nu l-au luat în seamă pe oficialul român. Am văzut că domnul ministru Lăzăroiu a fost turist în Madrid, a fost la colegii săi spanioli pentru a discuta despre faptul că românilor li s-a restricționat accesul pe piața muncii din Spania. Se pare că a fost o vizită turistică pentru că, așa cum am văzut cu toții, comunitatea europeană a fost de acord cu această restricționare. Ceea ce demonstrează că domnul Boc n-are niciun fel de cuvânt de spus și că este și necunoscut la Comisia Europeană și, așa cum am văzut cu toții, este necunoscut pentru că Traian Băsescu a fost luat de prim-ministru și trecut chiar pe site-ul acelei instituții ca prim-ministru a României și cred că nu doar așa pentru a încerca să-i facă, eu știu, o primire ironică lui Traian Băsescu, ci pentru că așa este perceput în comunitatea europeană, ca prim-ministru al României Traian Băsescu. Conducerea PNL solicită guvernului Boc să își asume eșecul pentru lipsa rezultatelor în contractele cu oficialii spanioli și europeni. Restricțiile impuse românilor pe piața muncii din Spania reprezintă încă o pată pentru imaginea României, a mai declarat Ionel Muscalu. Partidul Național Liberal constată în acest sens că în urma acestei hotărâri, vizita lui Sebastian Lăzăroiu la Madrid a fost una turistică, fără niciun scop pozitiv și fără niciun rezultat pozitiv. Cabinetul Boc și PDL cred că sunt datori să-și asume partea de responsabilitate pentru acest eșec al vizitei la Madrid și pentru faptul că această decizie a Spaniei, de fapt, afectează imaginea și percepția României în comunitatea europeană și mai ales a românilor care sunt în acest moment în întreaga Europa, dar și a celor din România.